Bună seara, domnilor! Deci am mai luat cu 700 de lei în cont. Am mai luat și am mai luat cu 100 de lei de la ăștia și am mai scos 100 ca să plătesc taxiul. Am invitat astăzi, am făcut ultimul lucru pe Adida. Am invitat astăzi pe Lordul Mayor, onorabilul Lord Mayor al City of London, care este o doamnă, o femeie acum. Fiecare este ales pe cât un an după obiceiurile Atlantidei. Să viziteze România. De ce? Pentru că în City of London, acest stat independent care a rezistat timp de 1000 de ani ocupației britanice, chiar în centrul Londrei, trăiesc 11.000 de oameni care au produs 46 de miliarde de lire sterline pe an. 11.000 de oameni. E ca și în România acolo. Sunt 14.385 de firme, lucrează 400.000 de oameni, dar numai 11.000 de oameni sunt cetățeni ai Square Mile-ului, cum se numește acest City of London. Deci, practic, o zonă de 1.000 pătrată, un stat de care are o suprafață de 1.000 pătrată și 11.000 de locuitori, are parlamentul propriu, legile proprii, taxele proprii și site-ul cityoflondon.gov.uk este foarte eficient, poți să afli totul despre cultura, istoria, cine conduce, poți să le descrii la toți. Este practic ceea ce ne-am dorit în România prin sistemul e-România, dar care nu s-a implementat niciodată. Un sistem unificat în care cetățenii să voteze asupra legilor, să propună legi, să își plătească taxele și impozitele în mod electronic, să nu mai... Totul este foarte eficient. Deci, poți, din fața calculatorului, având o carte de credit sau numărul unei cărți de credit sau numărul unui cont, să-ți plătești toate taxele pe un an de zile. Și în City of London, modul cinstit în care lucrează ei este relevat de faptul că salariile se plătesc o dată la un an. Deci nu lucrezi o zi, o săptămână, unul, ci lucrezi un an de zile și după aceea ești plătit cu milioane sau zeci de milioane de dolari. Și deci avem 11.000 de oameni care produc 46 de miliarde de lire străline pe an. Și avem 251 de bănci la 11.000 de oameni. Avem 588 de firme străine, adică capitalele unor firme străine. Și The City of London nu se instituează stat, este doar o corporație. Este corporația City of London care produce 20% din produsul intern brut mondial. Deci 20% din PIB-ul mondial este produs în această milă pătrată numit City of London. Și mi-am permis să scriu la acea doamnă, The Honorable Lord Mayor of London, să viziteze România, pentru că acum începem să apreciem mai mult eficiența lor, chiar dacă a mai fost o vizită a precedentului Lord Mayor sau precedentul precedentului, dar nu am apreciat așa fel de mult. Cam asta este. Să fiți iubiți. Apropo, au trecut 6 luni de zile de la ziua mea astăzi, 180 de zile, 15 iulie 2014, am calculat exact din 16 ianuarie 2014, am 35 de ani, dar când Horela trebuie să vină să-mi dea toată averea familiei pe mână, în 6 luni de zile, așa mi-a spus, stai că m-au trecut astăzi 6 luni de zile, 180 de zile și numai mâine o să treacă 6 luni de zile, dar au trecut deja 9 inaluri și nu a venit.